Noi zile libere pentru o parte dintre angajații de la stat. Este vorba despre angajații din Ministerul Afacerilor Interne, care și-au negociat un nou contract colectiv de muncă. Între noutățile din contractul colectiv de muncă se numără acordarea unei zile libere, care va fi recuperată ulterior cu ocazia zilei de naștere a angajatului. De asemenea, contractul colectiv de muncă prevede implicarea reprezentanților sindicatelor din MAI în procesul de planificare a timpului de lucru și de evaluare a planului anual de formare profesională a personalului contractual. Totodată, este prevăzut dreptul salariatului personal contractual de a primi până la 10 zile lucrătoare libere, care vor fi recuperate ulterior în cazul unor urgențe familiale neprevăzute de ordin medical și 5 zile lucrătoare libere, reprezentând concediu de îngrijitor pentru îngrijirea sau sprijinul unei rude ori a unei persoane apropiate care locuiește în aceeași gospodărie cu angajatul personal contractual.